mama feticei de 5 ani moart la Baia Mare, am găsit-o moart, violativat jocorit. Mai bine muram eu. Dram într-o familie din Baia Mare. O fetic de doar 5 ani a fost găsit moart chiar de fracii ei după ce a dispărut de acasă. Conform anchetatorilor, micuția ar fi fost violat înainte de a muri. Mama fetei regret faptul ce a lăsat-o afară la joacă. Am trimis copiii afară la joacă. Tot am așteptat să vin. Apoi m-am dus să o caut. Am găsit-o moart, violativat jocorit. Mai bine muram eu, a declarat mama copilei, conform Antena 3. O fetică în vârstă de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost găsit moart de sora ei în vecinătatea imobilului în care locuie, subliniere-te familia. Surse din cadrul anchetei susțin ce, cel mai probabil, micuca a fost violat, subliniere-i apoi omorât. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Maramurea, subliniere, însoțiți de echipe din cadrul IPJ Maramure, subliniere, se află la fața locului pentru a cerceta zona, subliniere, i-a identificat probe. Bunica micucei a declarat presei ce aceasta a dispărut de acasă în jurul prânzului, în timp ce mama ei se pela casa secerilor din imobil, iar trupul neînsuflecit al feticei a fost găsit de sora acesteia, în vârstă de 17 ani.